Salut și v-am găsit la un nou episod din Calm Down Stalin. Azi continuăm să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vom continua de unde am rămas la trecută. După cum știți, suntem la ziua 5-a. Și pe măsură ce progresezi în acest joc, primești diferite chestii de făcut diferite față de cum erau înainte. De exemplu, acum va trebui să dau cu mâna aici. Bum! Și mi se dă o vodcă. Și acum dai pe gât vodka, și arunci cu vodka pe pereți. Nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place joculețul și vreți să mai facem și alte episoade cu el. Chiar am rămas complet surprins când am văzut faptul că s-au strâns peste 8000 de like-uri la jocul ăsta și nu mă așteptam, sincer. Sunteți absolut geniali și nu ezitați mereu să mă surprindeți plăcut. Dar dacă nu știți, ideea jocului e să stăm așa cu mânuța cât mai ușor pe buton, să nu apăsăm pe buton. În momentul în care noi suntem stresați, facem așa. Oh, te ameninți cu războiul, nebunule. Stai acolo. Ei, și elementele astea de pe aici, de exemplu, op, dă o vodcă, nenea. Așa, și se dă o vodcă sau diferite chestii care te destresează. Ok, continuu. Hai să vedem ce ne așteaptă în următorul nivel. Următorul nostru nivel... Failure to stamp. Pulcă-ți dor la lampă asta. Ok, mi-a dat cineva o vodcă. Trebuie să o beau neapărat. Yay! Aruncă cu vodcă, aruncă-o. Nu, sună telefon. Alo? Da? Dacă nu răspunzi la timp la telefon și dacă închizi prea abrupt, tot nu-i bine. Deci trebuie să le faci într-o ordine anume. Alo, da? Dă-i drumul, dă-i drumul la telefon, dă-i drum. Dă-mă drumul la telefon, dă cu punul în lampă asta. Așa, și acum... Bă, v-am venit cu războiul, n-auzi? N-am cum să-i răspund lui ăla la timp. Alo? Da? Trebuie să nu se ducă ceasul la ora 12. Și deja caracterul meu e foarte stresat în momentul de față. Alo, alo, alo. Alo, da? Dă-i drum. Ok. Amenințarea cu războiul. Îi tremură foarte tare mâna acum. Mamă, frate, cum îi tremură mâna. Nici nu pot să-i o țin aici. Dar nu mai suna, nebunule! Trebuie să-l destresez măcar o dată. Ok. Deja nu mai tremură atât de tare. Ține acolo, ține acolo. Dacă cumva lampa aia face, îi dau două bucăți după cap. Gata? Termină cu telefonul ăsta. Termină cu telefon! Nu mă... Nu, nu, că ăsta e nebunul ăsta care mă sună. Care, frate, să sune atât de mult? N-am cum să-i răspund. Să fie sănătos. Să fie sănătos. Da, că să răspund, alo, hai. Lampu, bă, lampu. Așa. Aoleu. Că-ți dau una acum la lampa asta. Gata, mă, termină cu vorbitul. Îmi pare rău, i-am închis mai devreme, n-am ce să-i fac. Vine războiul peste noi dacă nu. Ok, faza că ne scade integrity-ul și eu trebuie să măresc integrity-ul cumva. Oh, ne dă o armă acum, mai nou. Ok. O să facem nivelul ăsta cu arma și poate să trebuiască să facem B-uri și C-uri pentru a mări integritatea și pentru a scădea din oboseală, pentru că dacă nu, vom avea mari probleme. Dar hai să vedem cum e și asta cu arma. Ok, deci acum nu mai avem lampa aia să-i dăm așa, dar nu mai avem nimic de fapt, am doar o pipă. Ok, bă, v-am venit cu războiul, bă, nebunilor. Alo? Care se pune cu mine? Bă, nebunilor, stai degetul magic, degetul magic, stai așa, fac mustața, ce să fac, am pușcat pe cineva, ok, habar n-am, aparent o să trebuiască să-mi pușcăm lume de acum încolo, și mai scoate și sunetul ăla clasic. Ok, deci asta o să fie o nouă mecanică acum în joc, acum ne învață și după aceea o să ne includă alături de toate celelalte. O să fie interesant că nu trebuie să facem toate deodată. Bă, care ești? Care ești, bă, acolo, bă? Pot să fac așa? No, nu mă lasă. Pot să fac așa? What the fuck? Aoleu, doamne. Eu încă mai am pistolul? Trebuie să-i țintești un pic mai sus, așa, dacă vrei să nimerești. Ia, apa, apa. Mă băiezi, mă, bă băiezi, mă. Dă pistolul încoace. Cred că dacă ratezi e rău. Trebuie să am grijă. Pot să fac așa. Așa, ia pistolul și bum. Poți să-l împuși pe ăla care îmi dă pistolul?
Bă, da, tu vrei să te împușc? Tu vrei să te împușc? Pipă. Nu, nu. Hai că e bine. Integrity-ul n-a scăzut foarte mult, tiredness-ul crește în continuu. Deci la fiecare nivel îți crește oboseala. Tu cu această oboseală trebuie să scapi de ea. Plus 20, effects, plus 5, 0. Deci asta... The state integrity-ul improve. Poate să cost apart... Aha. Deci îți crește oboseala și cu asta. Eu trebuie să fac asta ca să am crește doar integrity-ul de stat. Și astea secundare sunt similare, știi, adică... Uite, la asta, de exemplu, o să trebuiască să dau în lampa asta. Lampa asta mi se pare cea mai amuzantă chestie și felul în care dă cu mâna în ea. Dă încoace. Bucă, îți dau lampă ta acolo. Nu, aruncă-l. Poate mi se ducea pe buton vodka aia. Mamă, ești nebun? Trebuie să faci toate astea deodată. Nu! Era să ducă pe butonul ăla. Bă, lampă ta și din gură. Răspunde, alo? Nu, de ce trebuie să... Nu! Am aruncat ăla unde nu trebuia. Shit. Ok. Trebuie să avem mare grijă. Mare, mare grijă. O să stau cu mâna cât mai aproape de buton. Cred că o să fie greu nivelul ăsta. Dar trebuie să facem și nivelul ăsta, că după aia obosim. Stai acolo că-ți dau una. Sună telefonul. A făcut un ring, acum abia sună. De ce sună? Exact când trebuie să-mi pușc pe cineva. Alo, mai ești pe linie? Hai că mai e pe linie. Nu, l-am scăpat. What the fuck? Nu, l-am scăpat telefonul de la ureche. What? Mi s-a băguit telefonul, ești nebun? Bă, lampă, dar termină. Ok. Lampă. Împușcă-l. Nu! Ia-mă și împușcă-l pe ăla! Dă-i la lampă, dă-i la lampă! Răspunde la telefon! Mamă, e intens jocul ăsta! Trebuie să las telefonul jos pentru o secundă? Nu! Nu l-am nimerit! Ia pistolul înapoi! Dă vodka încoace, că nu mai pot! Dă! Hai! Oh! Gata! Păi, nu știu, se poate întâmpla să nu-i nimerești la timp! Alo? E cineva? Trebuie să-i ții exact la ureche. Dacă-i ții mai în față, nu merge. Că nu face bine. De ce nu nimeresc? Alo? Da, sunt aici. Nu! Cum să scap telefon din mână, mă? Cum să scap telefon din mână? Gata? Cred că gata. Pistol. Uite! Ține exact unde trebuie pistolul, frate, și nu vrea să facă ce zic eu. Ok, măcar timerul ăla nu crește la fel de repede ca în alte zile. Dar caracterul meu e foarte stresat în momentul de față, trebuie să fumez un pic. Hop, ia-mă ăsta de aici. De ce nu merge să nimeresc în partea aia? Niciodată n-am nimerit în partea aia. Hai. Hai, mă, destresează-te. Uite, acum abia. Dai că pumne aici. Ia telefonul și răspunde și poate să trebuie să stăm cu mâna pe buton să-i amenințăm cu războiul pe ăștia, că nu se mai poate așa ceva. Ia ăsta, împușcă, ia telefonul înapoi. Nu, tot vine pistolul ăla înapoi. Că-ți dau la lampă asta. Gata, mă, am telefonul în mână. Oh, level complete. Integrity-ul a crescut, tiredness-ul a crescut și el. Asta înseamnă că e bine. E de bine. Când mi-a mai crescut aici, flags unlocked și mi-a dat un stag pe care mi l-a pus acolo în nivel. Și fiecare chestiuță de asta în plus îți dă câte o chestie în plus. Ok, putem să facem următorul nivel. Următorul nivel e... uite, mi-a pus două stegulețe chiar. Ok. Să începem așa. Ok, acum, vă ameninți cu războiul. Băieți, vă ameninți cu războiul. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că e război. Nu, telefon! De ce nu merge să trag acolo? Trebuie să tragi un pic mai sus, m-am prins acum care e faza. Holy fuck, telefonule, nu te du pe buton, te rog frumos. E nebun telefonul. Bum! Bum! De cum pun la lampa asta? Dă vodka... Nu! Ok. Alo? Nu! Am apăsat butonul din greșeală. Ok, hai să vedem dacă reușim de data asta.
Trebuie să-l destresăm la început. Avem mare grijă cu chestia asta și, de asemenea, să ținem mâna pe buton până când începe nebunia, pentru că altfel vom avea timpul foarte avansat acolo la ceas și când încep toate nebuniile astea, nu o să avem cum să le facem. Bun, ne mai destresăm puțin. Ia să vedem. O lampă dacă îți dau, termină. Cine i-a dus, mă, o lampă stricată la conducătorul de stat? Pe bune acum. Ia. A căzut pe pipa aia, nu s-a spart, și pe aia când a atins masa s-a spart. Adică masa asta e automat spargere pentru sticlă. Ok, mai vorbești mult, cam treabă, trebuie să apăs butonul. Dar de fapt trebuie să n-apăs butonul, trebuie să mă prefac apăs butonul ca să se sperie inamicii. V-ați speriat? Nu, telefonul! Gata, e perfect. E perfect, mi-a dat bip cineva. Nu știu cine îmi dă bip. Bă, termină cu bipul, de sună ca lumea dacă suni. Nu! De ce tot iau telefonul ăla când vreau să iau pistolul? Că îți dau la lampa asta acum. Ia telefonul, hai, răspunde. Hai că e bine, suntem pe la, aproape la sfârșit. Aproape la sfârșit. Bum! Alo, da, sunt aici. Calmează-te, a trebuit să-mi puși pe cineva. Totul e în regulă. E doar ceva normal. Hai să ne și destresăm în același timp. Bă, dar de ce nu moare ăla din partea aia niciodată? Nu înțeleg chestia asta. Ne destresăm așa, ne destresăm așa. Trebuie să ții telefonul lângă ureche, constant. Sper să termine asta cu vorbitul. Gata, perfect. Și acum ținem mâna foarte apropiată de la lampa asta puțin. Și împușcă-l pe ăla. Așa. Ăștia sunt spioni sau ceva care vin să te omoare și trebuie să-i omori. Sau nu știu ce, puțin așa mă gândesc. Și acum trebuie să simt una cât mai apropiată de buton. Nu mai e foarte mult. Pușcă-l pe ăla. Nu înțeleg, frate. Deci în partea aia e un, ori e un bug ceva, ori nu, chiar nu nimeresc eu în halul ăsta. Dar mi-a ieșit treaba. Tardness-ul e ok. Progress ok. Integrity-ul a scăzut. Dar punching bag. Ok, trebuie să văd asta. O să-i dau doar să văd și o să ieșim după asta. Dar ia să văd. What? Deci mi-a scos aia de aici. Ok. Pe bune, frate, are o chestie să se destreseze în birou. Unde ăsta de faci box. Poți să fac așa cu el? Nu, no, nu merge. Trebuie să faci așa. Doamne ferește jocul ăsta, da? Doamne ferește. E un joc unic din punctul ăsta de vedere. Adică cel puțin n-am mai văzut un joc de genul ăsta. Suntem la ziua, vedeți că am început la ziua 1 și vă zice tot ce am făcut până la ziua 10. O să trebuie să mai facem și niște nivele de astea să mai mărim integritatea și tiredness-ul și nu știu ce. Dar asta dacă vreți în episodul următor. Ați văzut că acum mai nou ne-a dat un punching bag. În fiecare nivel îți dă câte ceva diferit. Și acum jucăm povestea, deci o să fie interesant să vedem cum evoluează ea. Dacă v-a plăcut și mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați butonul ăla de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!